Bună seara, țumați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem în studioul Producens Media, de aici din București, noi vă salutăm și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să vă petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată când sunteți în fața micilor ecrane, la această emisiune noi ne bucurăm și apreciem efortul dumneavoastră de a ne alege pe noi și în seara aceasta, știind că în Fata televizorului aveți atât de multe opțiuni, așa că nu vrem să vă ținem prea mult și dați-mi voie să-l prezint pe prietenul nostru și de asemenea un contributor deosebit al emisiunii Producență Media și al emisiunii Realitatea la Zi. Nimeni altcineva decât domnul profesor, dr. Costel Gancă, doctor în teologie și filozofie și de asemenea pastor al Bisericii Creștinei Baptiste Adonai din București. Costel, bine ai revenit! Bine, te-am regăsit. Ca de fiecare dată, îmi face o mare plăcere să fiu aici și să discutăm împreună. Costel, este o bucurie pentru noi pentru că din experiențele anterioare, cred că e mai mult de un an de când lucrăm împreună, și Dumnezeu ne-a dat atât de multe subiecte pe care le-am dezbătut, le-am discutat aici. Întotdeauna între noi s-a relegat această relație și mai mult au ieșit foarte multe lucruri prețioase la Iveală. Lucruri pe care Uh, uh, noi le-am împărtășit cu telespectatorii, am primit foarte multe comentarii de apreciere la adresa ta, la adresa subiectelor, și dacă tot facem un lucru pentru Domnul, haideți să-l facem ori de câte avem posibilitatea. Știm că Pavel se ruga pentru o ușă deschisă. Și noi încă avem această ușă deschisă a mass-mediei. Știu că nu este ușor să te pregătești, nu este ușor să-ți faci timp, să vii până la studiu, să, să rup din timpul tău de familie, de studiu, de școală. Trebuie să amintim telespectatorul că tu și predai atât la Institutul Teologic Baptist din București, cât și la Școala Biblică la Grația din Italia. Așa că ai un timp foarte, foarte aglomerat, dar iată că, slavă Domnului, pentru o misiune ca aceasta de a duce Evanghelia până la marginile pământului prin media, îți faci timp și noi apreciem lucrul acesta. Mă străduiesc cu, cu toată plăcerea să uh, slujesc cu darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat și mai ales când uh, am un partener de discuție așa cum, uh, cum ești tu, foarte deschis și uh, provocator în cel mai bun sens al cuvântului, este o plăcere pentru mine. Da, bă, domnule. Stimați prieteni, și în seara aceasta avem o emisiune uh, plină de provocări. Astăzi vom discuta despre o temă pe care o auziți cam peste tot, practic, dacă veți deschide... Orice aplicație de social media. Dacă vă veți uita la televizor, la orice canal de știri, veți afla despre zilele din urmă, despre sfârșit, despre pandemia aceasta care practic deduce duce încet către gânduri tot mai negre. Oamenii vorbesc despre sfârșitul lumii, oamenii vorbesc despre uh, Anticrist, oamenii vorbesc despre ziua judecății, oamenii vorbesc despre moarte, oamenii vorbesc despre lucrurile acestea uh, despre care Sfânt, uh, Sfânta Scriptură vorbește mai întâi și, uh, dar. Împreună cu invitatul nostru în seara aceasta vreau să ne uităm puțin așa, să zgriem puțin subiectul acesta, de ce și o să vă explic și de ce pentru că când vorbim despre zile din urmă și mai ales despre cartea aceasta Revelație, cartea Apocalipsa, găsim mai multe referințe despre zilele din urmă despre vremea sfârșitului de-a lungul întregii Sinte Scripturi practic dar în seara aceasta continuăm seria noastră de emisiuni din cartea Daniel este acea carte pe care eu întotdeauna v-am prezentat-o, și este vorba despre comentarii biblice aplicative, primul volum uh, al cărui autor îl avem aici în studio, și am rămas dator cu, practic, ultimele două capitole pe care doream să le facem împreună, să le comentăm puțin și să le explicăm. Dar v-am spus doar puțin, pentru că nu vreau să vă, uh, să spunem așa, cu ghilimele de urmare, să vă fur uh, surpriza pe care o vom avea în data de 17 decembrie și anume lansarea volumului pe care noi l-am anunțat cu ceva vreme nume, și anume volumul 2 al prietenului nostru Costel Ioancă comentare biblice aplicative la Cartea Apocalipsa. Este o carte extraordinară și eu am primit-o de curând, o voi citi și până data viitoare, când o vom lansa și o am avea aici în studioul nostru o lansare oficială, Rămânem la, să spunem, ceea ce ne oferă cartea Daniel. Așa că, stimați prieteni, la vremea respectivă vă vom da mai multe detalii, vă vom spune unde se găsește, care sunt, să spunem, marile direcții pe care le găsim în cartea aceasta și mai mult ce avem de învățat. Pentru că asta ne dorim. Costel, felicitări și pentru acest al, al, al doilea volum. La Domnului mă. pentru harul care ți l dă în continuare și, de asemenea, pentru timpul pe care îl aloci, deslușirii cuvântului Dumnezeu pe înțelesul tuturor. Uh, Haideți să ne întoarcem la subiectul nostru, vremea sfârșitului. Uh, în spatele tău am pus o clepsidă în special pentru că ceasul ticăie. Nisipul e spre final, nisipul din clepsidă și vedem asta absolut în, în, în jurul nostru. Uh, sunt oameni care s-au lansat și, de fapt, uh, sunt scenarii de tot felul. Bănuiesc că și tu le citești și tu le vezi. Știu că ai și comentat pe unor, prin anumite locuri, apropo de uh, cine este fiara, cine este antihistul, cine e, când vine sfârșitul, cine este 666, dacă e vaccinul, dacă e o altă boală, dacă e virusul, dacă se întâmplă ceva cu omenirea, dacă vom muri în 2035 sau știu eu, în alte uh, uh, etape ale, uh, ale vieții noastre, așa cum diverse persoane sau aventurat să, să anunțe pe internet. Te rog frumos, hai să luăm așa, încetul cu încetul, pe înțelesul tău. Cum vezi subiectul acesta al zilelor, să spunem, sfârșitului? Avem noi o predilecție, cred că noi, poate balcanici, români, în special, de întotdeauna a vorbit despre final. Întotdeauna ne e, nu știu, drag sau știu, avem o preferință în a vorbi despre sfârșitul lumii. Mi-aduc aminte de când eram copil, probabil și tu, tot timpul ne gândeam că va fi cum va fi. Preferăm să fim oarecum pregătiți mai mult de sfârșit decât să fim pregătiți în fiecare zi. Cum ți se pare ție ideea aceasta? Dacă ne-am pregătit pentru sfârșit într-un sens bun, pozitiv, ar fi foarte bine să fim cu adevărat pregătiți pentru sfârșit, pentru revenirea Mântuitorului. Din păcate, nu cred că are de-a face cu o pregătire pentru sfârșit acest interes crescut al oamenilor, în general, pentru subiectele de genul acesta. Cât mai degrabă, senzaționalul din spatele lor, curiozitatea și, sigur, faptul că sunt persoane care vin cu tot felul de scenarii apocaliptice, să le spunem, și atunci mulți și-au vândut milioane de copii, de cărți și alte, știu eu. Mijloace prin care au încercat să-și promoveze ideile lor, de deci ce este și un puternic imperiu financiar în spate. În general, senzaționalul, chestiunile apocaliptice, vând bine. Chiar și lucrurile mai puțin, să zic, grave, dacă observăm o tehnică în mass media, este să fie prezentate subtitluri foarte pompoase, subtitluri de breaking news, tocmai în ideea de a vinde mai bine. A așa este natura umană, deci este o chestiune studiată din punct de vedere sociologic, psihologic și cei care vând astfel de produse știu cum să uh, procedeze. Acum, după această observație, să-i spun așa de, de introducere, aș spune că există o vreme a sfârșitului fără doar și poate și mi-a plăcut mult ideea de clepsidră și cum a introdus tema lumea aceasta nu este eternă lumea aceasta a avut un început al creației și va avea un sfârșit și cu fiecare zi ce trecem suntem mai aproape de acest deznodământ al istoriei de acest final mare final al istoriei suntem mai aproape de revenirea mântuitorului ori, ca să deschid discuția, dacă tot ne apropiem de sfârșit și cu fiecare zi suntem mai aproape, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu nu a lăsat suspendat în aer subiectul acesta. Cumva, uite, discut cu voi despre orice altceva, despre pocăință, credință, slujire, familie, știu ce vă interesează, dar despre sfârșit vă las pe voi, să vă imaginați, vă las pe voi să faceți speculații, vă dau un fel de de jucăria voastră să vă încercați mușchii uh, imaginației voastre uh, ca să vedem cât de bine uh, puteți să vă pronunțați cu privire la asta. Nu. Uh, Dumnezeu are multe lucruri de spus și cu privire la sfârșit și ar trebui să fim calmi și să interpretăm lucrurile așa cum ele ne sunt revelate progresiv în scriptură, fără să ne aventurăm în scenarii de tot felul apocaliptice, fără să semănăm panică în rândul oamenilor și mai degrabă lăsându-l pe Dumnezeu să ne informeze chiar și cu privire la această temă. Deci este o temă sub privirea lui Dumnezeu și sub orânduirile divine, ca să spun așa. Costel, ai zis foarte bine, pentru că în adevăr când vorbim despre pregătirea aceasta pentru întâlnirea față în față cu Domnul, care nu știm când va veni, o întâlnire subită poate fi oricând pentru fiecare dintre noi. Deci nu ar trebui să fie un eveniment special în viața noastră în care plecăm de pe acest pământ. Dar a se puțin situația curentă a creștinului de rând, să spunem, în care, exact ca un student care nu învață nimic, nu, nu, citește absolut nimic în tot anul, și atunci când are sesiune, încearcă să afle subiectele sau să, sau chiar să copieze, dacă se poate, astfel încât să treacă pe acolo și să fie oarecum pregătit așa cât de cât să treacă ca că spunem ca raza prin apă astfel încât să, să zică că a trecut pe la școală. Cam asta este atitudinea. Deci, interesul acesta al omului pentru vârșit este tocmai pentru a fenta oarecum munca aceea, și aici vorbim la nivel spiritual. Uh, disciplina aceasta zilnică a vieții de creștini, da, pentru că e o disciplină și o, o, e o luptă de zi cu zi, astfel încât să fim pregătiți oricând, în orice clipă, pentru că finalul poate fi fie că vine Domnul și ne ia sau la un moment dat noi plecăm de pe acest pământ din diverse motive și iar pentru noi e un final, practic, nu mai putem face nimic. Totuși, Hai să ne uităm puțin cum vede Daniel, pentru că uh, cartea Daniel e foarte interesantă. Prima parte este, cum să spun, mult mai ușor de digerat. E uh, preferată Și inclusiv de copii, Oricine, sigur, orice sigur. copil ar putea explica uh, despre tinerii din Cuptorul de Foc sau știu eu despre Danie, uh, uh, Daniel în groapa Culei. Sunt câteva experiențe relatate cu foarte multă uh, însemnătate pentru noi astăzi, da, trebuie să o aducem în ziua de azi. Este practic o prefigurare a ceea ce se întâmplă în zilele noastre, dar partea a doua mi se pare greu de digerat, greu de înțeles, mai ales că cuvântul acesta, și aici se găsește la tine în cartea ta, în capitolul 7, în capitolul 8, sunt două capitole speciale despre din de nume și despre Anticrist, despre lupta și înfrângerea lui Anticrist, în care de unul singur m-am uitat și am recitit: Textul nu poate fi de înțeles dacă nu te uiți și în alte părți. Văd o corelare foarte, și probabil vom înțelege asta mai târziu când vom citi cartea Apocalipsa, comentariul tău, cum se poate face o înțelegere corectă a ceea ce Daniel vede din partea lui Dumnezeu ca final în legătură și cu alte mesaje al altor scritor, revelația, da, Apocalipsa lui Ioan. Da, este, așa cum ai spus, cartea Daniel este o carte profetică, are primele șase capitole scrise uh, într-un gen literar uh, narrativ istoric, ori de la capitolul 7 la capitolul 12 ne întâlnim cu uh, profeția și chiar cu elemente de tip apocaliptic. Uh, și Daniel vede acolo, în aceste capitole, deci în partea a doua a cărții, uh, are, uh, par, uh, vede patru viziuni uh, și ele uh, îi sunt date de Dumnezeu lui Daniel tocmai pentru. Al ajuta să înțeleagă două lucruri. Așa cum de multe ori se întâmplă cu cărțile profetice, nu doar la Daniel, ci și la Isaia, la Ieremia și la alții, se întâmplă fenomenul cunoscut în teologie ca orizonturi uh -huh. profetice. Adică, pe de o parte, ceva din profeție se întâmplă atunci sau în, în vecinătatea, în proximitatea vieții profetului respectiv, în generația lui, să spun așa, sau imediat după moartea lui, dar există și alte orizonturi sau piscuri ale împlinirii profețiilor și de obicei pe lângă cel din viața profetului mai sunt încă două care au de-a face cu cele două venire ale lui Hristos. Deci multe aspecte din profețiile Vechiului Testament se împlinesc parțial la prima venire a Mântuitorului și apoi împlinirea finală și plenară este la cea de-a doua venire. De aceea când încercăm să interpretăm profețiile din Vechiul Testament și în cazul nostru din Carta Daniel, mereu trebuie să avem un ochi îndreptat în perioada în care a trăit profetul și un ochi îndreptat spre cele două mari evenimente din istoria omenirii, prima și a doua venire a lui Hristos. Sigur că noi nu putem interpreta cartea Daniel în abstracție și separând-o de celelalte cărți, pentru că principiul hermeneutic de bază pe care îl știe un student începător în teologie este că Biblia se interpretează prin Biblie. Este așa numită regula fidei sau regula credinței în care noi încercăm să tratăm Scriptura ca pe un tot întreg. Deci nu o luăm pe bucățele și fiecare interpretează ce vrea, ci încercăm să centrăm și să echilibrăm fiecare profeție și fiecare carte în funcție de ce spun celelalte cărți, astfel încât să avem întreg canonul în orizontul nostru când încercăm să interpretăm Biblia. Din acest punct de vedere, când vorbim despre anticrist, pentru că este un subiect predilect pentru vremurile din urmă, avem avem mai multe pasaje pe care ar trebui să ne facă să fim foarte atenți. Avem, pe de-o parte, în Vechiul Testament, un fel de tipuri reprezentative anticristice, și aici aș aminti, în general, vrăjmașii lui Israel cu care ei s-au confruntat inclusiv înainte de ajungerea în Egipt, dar în special prin faraon. Faraon reprezintă un tip anticristic pentru că el, ne amintim, vrea să, să ucidă promisiunea lui Dumnezeu, da, și prin. Uh, acea schemă de a ucide pe bă băieții din poporul uh, Israel, practic încerca să blocheze planul lui Dumnezeu de să salvare. Linia logică. Exact. Uh, și Dumnezeu, deci uh, Moise îl reprezintă pe Hristos, este un tip reprezentativ al lui Hristos și atunci faraon joacă tipul anticristului. Uh, și, uh, în general, apoi, uh, alți uh, împărați păgâni ai Babilonului, ai Asiriei și așa mai departe, deci cam toți vrăjmașii lui Israel sunt tipuri anticristice în uh, Vechiul Testament. Avem perioada intertestamentară, unde facem apel la informațiile extracanonice, dar istorice, deci reale, care ne explică un pic ce s-a întâmplat și cum s-a raportat poporul Israel în perioada de după Maleahii și ce s-a întâmplat în așa-numita perioadă să le ucidă când. Apare Petron Antiohus Epifanes, cel care a persecutat într-un mod aprig pe evrei. Și el este de multe ori. Și Daniel, la el se referă în primul rând, când vorbesc de primul orizont, la Antiohus Epifanes se referă ca un, la un personaj anticristic. Dar apoi trebuie să coroborăm aceste informații din vechiul testament și din perioada intertestamentară. Cu revelația pe care o avem vis-a-vis -vis de acest subiect în noul testament. Așadar, în, în micile apocalipse, cum se numesc în Evanghelie, în Matei 11, Luca 21 și Matei 24, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, dincolo de spațiul Evangheliilor, mai avem Informații importante la uh, Apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, vorbește despre omul fără de legi și sunt importante acele informații. De asemenea, avem informații foarte importante la Ioan, în literatura ioanină uh, și mă refer aici la uh, 1 Ioan, uh, capitolul 3 și capitolul 4, unde, uh, din nou, sunt uh, importante uh, noțiunile. Și vom vedea, de exemplu, acele noțiuni cât de importante sunt, pentru că dintr-o dată domesticește, să spun așa, acest subiect și nu numai ne face să-l vedem pe Anticrist ca pe un fel de încornurat, un fel de balaur din groază și din desene animate care fuge pe străzi după noi, ci vom vedea că acolo ia forma profeților mincinoși, care se ridică dintre noi, spune. Au ieșit dintre exact. noi acești anticriști. și, sigur, pe lângă aceste informații pe care le găsim. Tot în literatura Ioanină avem în Apocalipsa informații, în special fiara care se ridică din mare și de pe pământ, deci faptele Apostolul Capitolul Apocalipsa, pardon, capitolul 13, are și Petru niște referiri la asta, prin unul Petru, capitolul 4, deci și Pavel Mare în Timotei iarăși niște aluzii la, la acești oameni scrijelați în cugetul lor și așa mai departe, deci dacă facem acum un sumar, o tragem o concluzie iată că acest fir anticristic să-i spunem negru ca să simbolizeze păcatul în tunericul, merge în paralel cu firul roșu cristic, cu planul de mântuire al lui Dumnezeu altfel spus, încă din momentul în care Dumnezeu a emis prin revelație, protoevanghelia din Geneza 3 cu 15, când a spus șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, ia va zrobi capul, știi, vei zrobi călcăiul, încă de atunci, practic, curg prin istorie, până la ultimul fir de nisip din clepsidra istoriei, curg aceste două tipologii, tipul anticristului și, și evident tipurile reprezentative reprezentative ale lui Hristos și apoi Hristos însuși care vine și se întrupează pe pământ. Deci începând de acolo și cât de bine se vede se văd acest, aceste două tipuri în, în semințiile care care curg mai departe, seminția cainită nu, uh -huh. și uh -huh. a lui uh, Sem, apoi cum cum curg mai departe. Deci iată uh, avem uh, uh, ar trebui când discutăm despre anticrist nu să facem uh, ceea ce fac mulți adică se gândesc repede la un personaj din istorie, cine este anticrist și dau nume și e tare, e tare, izolându-l cumva și uitând uh, de această revelație progresivă cristică și anticristică în o istorie. personalitate publică de obicei foarte cunoscută i-am mereu să spunem înfățișarea da. unui posibil anticrist de asemenea un sistem politic da. sau organiza organizație politică la nivel european sau știu mondial, care la fel poate să reprezinte un, un, un model de anticrist. Pe când mi-a plăcut foarte mult că ai zis chestia asta, că, de fapt, încă de la începutul până în zilele noastre, anticrist, întotdeauna caracterele acestea anticristice au existat, tipologia aceasta anticristului și încă se mai duce în continuare. Caractere, tipologii, duhuri anticristice care le animă pe aceste personaje și acțiune anticristice. Deci, e tot pachetul. Nu e doar o tipologie, știu eu, de tipul literar, narativ. A unui personaj da, care nu. din când în când mai apare. Nu, deci e vorba de personaje în carne și oase, de duhuri anticristice, de mentalități anticristice și de acțiuni concrete anticristice. Deci o personificare din aceasta, să spunem așa, ușor de imaginată în care spunem, bă, cu tărescu e anticrist, este pur și simplu greșită, pentru că de fapt tot timpul este Uh, un set de... de, de, de da. Acum, de... Uh, setul acesta e format din personificări. Sigur că Duhul Anticristic lășluiește în anumite persoane. Uh, cum am spus, Antiochus Epifanes, Faraon, alții și, uh, și apoi Nero, uh -huh. uh, Hitler, Stalin și știu care au mai făcut uh, acțiuni de tip anticristic și și-au dat pe față, să spun așa, că prin acțiuni după roade îi veți cunoaște dar trebuie să înțelegem că nu este foarte simplu să le identificăm pe aceste personaje și că profețiile țintesc spre un ultim personaj. Deci va fi la un moment dat în istorie un anticrist, să zicem cu amare, un ultim anticrist, dar acest ultim anticrist este prefațat de mulți anticristi și oricare dintre aceștia intermediari poate fi cel final. Deci noi nu avem uh, niciun fel de instrument teologic la dispoziție sau de alt tip prin care să-l fixăm într-o poză pe anticristul final și să spunem acesta este. Nu, ce putem să spunem este că oricine uh, se ridică împotriva lui Hristos și a copiilor săi este mânat de Duhul anticristic și vom vedea Ioan în epistola lui chiar spune despre uh -huh. asta iar acel oricine poate juca rolul anticristului final, ultimul. Dar noi nu știm care este... Asta este, până la urmă, o taină pe care Dumnezeu și-o rezervă lui. Nu ne-a dat absolut niciun indiciu. Și noi nu cred că ar trebui să știm chestia asta. Că nu ne-ar ajuta da. cu foarte mult. În sensul că... Uh, dar totuși, hai să sărim puțin direct la finalul finalului. Așa. Atunci când uh, și tu menționezi și cartea Daniel spune foarte clar în capitolul 8 că acțiunea antrehuitului va fi finală și mai ales va fi decimată, va fi înfrânt. Da. Uh, sigur, uh, acțiunea uh, va fi finală în sensul și se referă și la, la acest ultim Aici. anticrist pe care Hristos, așa cum spune în tesaloniceni, îl va nimici cu însăși prezența sa, cu suflarea gurii sale, deci haideți să ne imaginăm acest raport de forțe, că noi de multe ori îl prezentăm pe anticrist și tremurăm așa uh, în cămașă, că vai de mine ce ne face anticrist. păi hai să ne gândim uh, de, uh, că Hristos practic nu are nevoie de niciun fel de uh, angrenaj uh, uh, foarte sofisticat, spiritual și nu știu de ce armament uh, special în dotare e suficient să răsufle un pic mai serios și uh, gata, la, la și și terminat, deci asta se întâmplă și această distrugere finală a lui Anticrist la rândul ei este oglindită în predistrugeri pentru că toți aceștia intermediari, începând cu Faraon și toți care s-au înălțat împotriva lui Dumnezeu și a poporului său toți dictatorii lumii, toți cei care au persecutat pe creștini, toți au murit, toți au fost distruși și foarte interesant cum Dumnezeu a îngăduit să, să fie distruși, vom vedea asta și în Apocalipsă mai clar printr-un fel de canibalizare reciprocă. Deci, la un moment dat, Dumnezeu îi, îi lasă pe, pe aceștia să se mănânce între ei, să se lupte între ei, spre propria lor distrugere. Deci, acest tipar se regăsește iarăși în toată istoria. Pe de-o parte, anticriște apar, luptă împotriva lui Dumnezeu, luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu, pot să-i omoare pe copiii lui Dumnezeu, deci îi pot răni fizic și pot chiar ucide. Nu-i pot omorâ spiritual, niciodată, niciodată un anticrist n-a reușit să omoare un copil de Dumnezeu cu adevărat și această promisiune o avem în Apocalipsa unde spune că nimeni din cei ce aveau numele Domnului scris pe fruntea lor n-au fost vătămați de fiară și toți la rândul lor ajung să piară de pe scena istoriei, rămânând până la urmă tot poporul lui Dumnezeu și Hristos. Deci asta este adevărata narațiune pe care ne prezintă Biblia. Nu scenarii de nastea în care încerci să identifici un personaj uh, uh, și haideți să ne gândim că unii au, au făcut treaba asta, uh, nu este nimic de ascuns, uh, sunt mulți care au uh, văzut în papă exact. un, un astfel de, uh, de personaj uh, anticristic și dacă ne uităm, de exemplu, astăzi, încă sunt multe persoane care consideră așa, dar dacă ne uităm în istorie, vom vedea că în special în perioada reformei, pentru că atunci convulsiile sociale, politice și teologice erau foarte puternice. Nu dacă ne gândim la lupta lui Martin Luther cu cardinale exact. și cu tot sistemul papalității. Normal că în conflicte ajungi să-l demonizezi, să-l vezi pe celălalt în niște note foarte întunecate și atunci erau convinși că vine Domnul, că e sfârșitul lumii și că anticristul este papa din vremea aceea. Iată, au trecut 500 de ani de atunci în 500 de ani au mai trecut nu știu câți papi și așa mai departe și se dovedește că nu avem nici sfârșitul lumii și nici acela n-a fost acel anticrist despre care aceia de atunci spuneau cu o convingere foarte mare, la fel cum mulți astăzi vorbesc în termeni similari cu o convingere foarte mare deci apelul meu ar fi mai degrabă să fim rezervați în a eticheta oameni dintr-o parte sau alta în astfel de moduri. Așa este Uh, într-adevăr, acum, dacă ne uităm puțin uh, la, să spunem, evenimentele premergătoare, la situația curentă în lume și uh, pandemia aceasta, într-adevăr, a fost, o scen este de fapt, că încă este, un scenariu perfect pentru tot felul de speculații și interpretări dintre acestea din condei, ca să zic, și din lipsă de necunoștință, da, Trebuie să... și din lipsă de cunoștință, scuze, în momentul în care oamenii au știu puțin și încep să se arunce în interpretări, deși n-au stat să aprofundeze cuvântul, dar și din dorința oamenilor de a de a specula ei și de a merge mai departe și de a, oarecum a fi primii care știu și, că, și de a anunța și pe alții că asta e că după ce că o, ce încă știi tu trebuie să le mai spui și altora, altora. asta, cred, că ai văzut întotdeauna și unii cred că îți fac un serviciu că dacă îți dau un share sau știu te postează ca să știi cât mai mult să fii îți salvează sufletul exact ca să fii salvat <laughs> e, tocmai aici este problema pentru că Hai să vorbim puțin de, de vremurile acestea pregătitoare sau evenimentele care preced de, de, lupta aceasta finală și tot ce înseamnă Anticristul acesta final, da. care poate fi or, 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 orice, or, 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 oricine. Oricine și oricând. Exact. Cunoști istoria, ești filozof, ai citit foarte mult și știi că istoria încă de la începutul ei, încă de la căderea omului păcat până în ziua de astăzi, a fost plină de tot felul de evenimente. Bun, cumva, dacă așa studiind, e vremea de acum ți se pare oarecum mai deosebită, mai, mai asemănătoare cu ceea ce Biblia, e să o luăm așa în ansamblu ei, Biblia spune că vremuri pregătitoare pentru ceea ce înseamnă sfârșitul vremurilor. Da, acum, în momentul în care noi interpretăm vremurile în care trăim într-un mod apocaliptic, facem asta în funcție de necazurile care vin peste noi. Însuși, termenul apocalipsă sau apocaliptic a ajuns să fie folosit așa ca un sinonim pentru necazuri, pentru dureri, pentru catastrofe. Da? Și dacă ne gândim strict din acest punct de vedere, exact în momentul acesta, Catastrofa prin care noi trecem, marcată de, sau ilustrată prin această pandemie, este mai mică decât alte catastrofe pe care le-a văzut umanitatea: alte ciume, ciuma bubonică, lepră și războaie, atenție, în care erau măcelăriți fără milă și spintecați bărbați, femei și copii și bătrâni. Și așa mai departe Aici, uh, au fost perioade și mai sângeroase și cu mai multe morți uh, nu vorbim de ceva de 0, sau 0,1 ci vorbim de procente de 10 uh, nu? din în populația existentă da undeva 40% dacă nu mă înșel din populația Europei uh, după călătoriile lui Cristofor Columb și uh, acest pelerinaj uh, care a adus uh, ciuma bubonică în Europa undeva la 40% din populația Europei uneori orașe întregi au fost decimate ca să nu mai vorbim de incendii care au ras din temelii orașe întregi, pentru că nu aveau posibilitățile de acum de a controla focul și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere al semnelor apocaliptice, au fost perioade mult mai intense și oamenii au suferit mult mai mult și au avut un obraz, să zic, și o spinare mult mai groasă, cu pielea mult mai groasă. Nu erau de sensibil cum suntem noi, că vezi, durerea o interpretezi și în funcție de cât de sensibil ești. Ori trebuie să recunoaștem că noi trăim vremuri în care omenirea este foarte sensibilizată, deci efeminizată, fără să, fiu, să folosesc termenul acesta în sens peorativ la adresa femeilor, dar mă refer strict la sensibilitatea asta a lor care, pe care nu mai avem acea bărbăție, acel curaj, acea, acel dis disponibilitate de sacrificiu. Bun. Deci dacă ne gândim la lucrurile acestea, nu aș vedea vremurile de astăzi ca pe ceva mult mai grav decât a fost în istorie. Ce pot să spun este că vor veni vremuri mult mai grave decât tot ce a fost în istorie. Pentru că ce se întâmplă toate aceste semne care preced uh, înfrângerea anticristului final și venirea Domnului uh, au fost amintite de Hristos prima dată, în mod special, da? uh, în ceea ce eu spuneam că se numesc mici apocalipse. Mm -hmm. Și dau exemplu doar Matei, capitolul 24, unde acolo Hristos ne dă câteva caracteristici și spune, pe de-o parte, că vor veni mulți profeți mincinoși care vor înșela pe mulți, credința celor mai mulți se va răci, de asemenea, vorbește despre cataclisme naturale cu tremure de pământ și așa mai departe. De asemenea, despre boli, foamete, ciumi, război și persecuție, nu în ultimul rând persecuție la adresa creștinilor, evident prin acest duh anticristic. Deci acestea sunt câteva semne despre care Mântuitorul a spus că ele vor precede venirea sa. Acum, dacă ne uităm, aceste semne s-au întâmplat mereu în istorie, dar s-au întâmplat prima dată chiar în generația ă, apostolilor, apoi în următoarea generație și în următoarea și în următoarea și fiecare generație de oameni de pe pământ asistă la aceste semne. De fiecare dată ele sunt mai mari în amploare. Uneori, nu o amploare sau în intensitatea durerii în sine, uneori este doar o amploare geografică, ca număr. Ca, de exemplu, astăzi sunt creștini persecutați mult mai mulți decât au fost. Se estimează că persecuția creștinilor actualmente în țările de prin Asia, din Africa, din alte zone. Sunt uh, numărul lor mult mai mare decât toate cele 10 valuri de persecuție din secolele 1-3 uh, la rând, deci toate împreună. Așadar, uh, vedem o creștere în, în amploare. De asemenea, dacă ne gândim la uh, inundații, la cutremure de pământ, la calamități naturale, doar dacă ne gândim la. Uh, parcă Dacă nu mă înșel, a fost în anul 2004 acel tsunami. Din, din Asia care a, a da, care a măturat așa în timp de uraganul Katrina și alte alte astfel de fenomene care au crescut foarte mult în amploare fie în intensitatea lor, fie din punct de vedere spațial geografic. Și atunci unde vreau să ajung cu toată chestiunea asta? Vreau să spun că din punct de vedere biblic și teologic, vremurile din urmă au început odată cu coborârea Duhului Sfânt. Deci, în momentul în care Hristos a murit și a înviat, învierea Lui cu un trup glorificat, învierea Lui este primul rod palpabil din noua creație. Da? Deci noua creație a putut fi atinsă. Dacă Tom a pus mâna pe Isus, a pus mâna pe noua creație. Deci noua creație a putut fi atinsă prin învierea Lui Hristos. Da? El este pârga, El este cel din tâi rod al acestei noi creații odată ce a apărut noua creație la învierea lui Hristos, ea a invadat vechea creație, adică asta în care trăim noi acum, și a invadat-o lovind-o de moarte, e ca atunci când lovești pe cineva, dar n-a murit pe loc ci intră într-o într fază de convalescență, de comă și asta durează până când moare de tot deci actuala creație a intrat într-o perioadă de convalescență pentru că Hristos a lovit-o prin învierea sa, pentru că vrea să facă loc unei noi creații Uh, și uh, sigur, când s-a coborât uh, Duhul Sfânt la cinzecime, ne amintim că Petru predică și interpretează profeția lui Ioel din capitolul 2, unde spune că în vremurile din urmă voi turna din Duhul meu peste fiii voștri, vor avea vedenii, vor proroci și așa mai departe și spune a, a, ce vedeți voi acum e ce spunea uh, Ioel. Nu spune ce, ce veți vedea voi în anul 2021 e ce spunea Ioel. Spune ce vedeți voi acum. Deci el Uh, înțelege Petru, inspirat de Duhul Sfânt, că vremurile din urmă despre care vorbea eu el au început de atunci. Deci, cu alte cuvinte, Hristos putea reveni din prima generație. De asta, uh, mulți creștini s-au așteptat chiar ca Hristos să revină atunci, în generația lor. Asta era o problemă cu care unii se confruntau în, în Tesalonic mm -hmm. dacă își vindeau toate, nu mai doreau să lucreze și așa mai departe. Ei, dacă Hristos putea reveni atunci, aceea, aceea putea fi, uh, acelea puteau fi vremurile din urmă, în secolul I. În secolul 2 puteau fi vremurile din urmă. În secolul 3 și așa mai departe până în secolul 21. Și da, Hristos poate veni acum sau Hristos poate veni peste 1000 de ani, sau peste 10.000 de ani. E drept că cu fiecare zi ce trece, suntem mai aproape de sfârșitul istoriei, dar noi nu avem niciun fel de indicii clare care să anuleze doctrina sau învățătura iminenței revenirii lui Hristos. Noi nu putem să spunem, a, pe Hristos nu poate să vină că nu s-a întâmplat cu tare semn dacă am putea spune așa ceva, înseamnă că am dat peste cap multe versete care spun că Domnul poate veni oricând ca un hoț și te surprinde, de aceea mereu trebuie să fii într-o stare de veghere, nu ca cele cinci fecioare neînțelepte. De aceea spun, ca să, și îmi cer scuze că am, nu, nu, e, e foarte am okay. răspuns un pic mai lung la întrebarea asta, pentru că am vrut să, să, să înțeleagă, să așez așa un pic de la la Z tot cadrul acesta. Deci ca să răspund la întrebarea ta, când mă uit la vrem, că -am uitat când mă uit la vremurile pe care le trăim acum, eu nu văd în ele ceva deosebit. Sincer îți spun. Ceea ce văd este că suntem mai aproape de venirea Domnului decât au fost părinții sau bunicii noștri, dar de asemenea văd că această omenire mai poate să mai țină încă 500.000 de ani sau un milion sau câți vrea Domnul. Domnul este foarte aproape, el poate veni chiar acum în timpul emisiunii noastre, cred asta din toată inima, trebuie să fim pregătiți pentru venirea Lui și cu fiecare generație care trece, semnele venirii Domnului se repetă, și se întăresc. Sunt și mai vizibile și mai clare. Deci, astea sunt cele două caracteristici. Se repetă și devin mai puternice. Dar nu ar trebui să cădem în niște deliruri religioase, să începem acum să vorbim numai de Apocalipsă, exact. să nu mai mergem, Domnule, la muncă. Să nu ne mai trezim, din, vine să ne punem placuma da. pe cap că vine Domnul sau uh, ne prinde virusul, să nu ne mai căsătorim, uh, să nu mai facem copii, să nu mai mergem în vacanță, că stăm și să vină Domnul. Nu! Uh, domnul zice că se așteaptă de la noi ca venirea lui să ne surprindă. Cum? Lucrând! Deci dacă ne uităm la, la pilda robilor, uh, ne așteaptă să luăm frumos că talentul acolo nu se referă la, la talentele pe care le avem. De multe ori se interpretează că și să cânți la chitară, să predici, să ăsta este talentul, tot nu la asta se referă, deși poate fi aplicat doar parțial, așa exact. ca o, ci se referă la viața noastră întreagă. Deci talentul e viața noastră, ca oameni. Cu tot ce cuprinde? Cu tot ce cuprinde. Cu ce tot sunt, ce ești și cu tot ce ai. tot ce suntem noi, ăsta e talentul. Și Dumnezeu vrea să nu ne luăm cu tot ce suntem noi, să ne băgăm în pământ așteptând venirea Domnului. Ce vrea să-l punem în negoț. Ce înseamnă să pui în negoți? să trăiești plenar. Să-l la dispoziție. Da, dar și să trăiești ca om cu tot ce a pus Dumnezeu în tine. Dacă ți-a dat picioare, mișcăte, Dacă ți-a dat creier, folosește-l. Dacă ți-a dat mâini, muncește. Uh, și dacă ți-a dat gură, spune Evanghelia. Deci vrea să facem toate aceste lucruri și când vine împăratul, când vine Domnul Isus, să ne surprindă la lucru cu ființa noastră, cu talentul nostru. Nu ascunși în pământ, în buncăre, sau știu eu ce alte soluții mai pun la dispoziție unii și alții. Îmi place că deja ai trecut în zona practică. Știi, când, când citeam cartea asta acum, când, atunci când am citit o prima dată, mă gândeam, bon, gândeam mi-a fost ușor să imaginez câteva din aplicațiile pe care le-ai pus în prima jumătate a cărții, în primele șase, și l-am ajuns pe aici, pe la capitolul 8, mă gândeam ce aplicație mai poate să fac <laughs> acum cu Atehistul, cu a noastră câta viziune, ce pot să mai zic acum ca și aplicație practică. Și mi-am adus aminte și acum am, am, recitit, sunt două aplicații pe care vreau să le menționăm, că apropo, tu deja ai, ai, ai spus câteva idei din ceea ce ar trebui să facem noi. Este, una este la conștiința pe care ar trebui să o avem noi. Și vreau să ne spui câteva lucruri despre ce ar trebui să facem noi în perioada aceasta, așa cum e ea, și apoi, ca și acțiune, pe lângă de a trăi plenar, plecând de la, să spunem, experiențele înaintașilor noștri, credincioșilor de-a lungul Celor două milenii, care au luptat, care s-au opus, care au rezistat persecuției mai multor rânduri de antihriști, da? Tot felul de duhuri și, am spus, personaje. Ce altceva mai putem face noi în vremurile acesta, în calitatea noastră de răscumpărați prin sângele Domnului? Cred că ar trebui să ne gândim la ceea ce Domnul îi spune în alt context și lui Ieremia, să le transmită celor care mergeau și ei într-un exil apocaliptic în, în, Babilon. Mergeți acolo, urmăriți bine receptății, sădiți vii, mâncați, căsătoriți-vă, trăiți-vă viața. Cred că Dumnezeu vrea să ne trăim viața. Vrea să -l, pentru că prin asta l onorăm. Pentru că orice dar bun și de săvârșit vine de sus, de la Părintele Luminilor. El vrea să râdem în familiile noastre, vrea să ne îmbrățișăm copiii, vrea să dăm o floare soției, Vrea să ne plimbăm. Și pe lângă aceste aspecte care țin de latura umană, să spun, vrea să slujim, vrea să spunem Evanghelia, vrea să ne adunăm la biserică, să uh, avem relații frățești strânse, să ne ocupăm și de lucrurile acestea. Deci, uh, asta trebuie să facem. Noi nu trebuie să ne pregătim, uh, nu știu cum să spun, uh, abătându-ne de la cursul normal al vieții. Asta e foarte important, și pregătirea pentru venirea Domnului, pentru apocalipsa, să spun așa, se face trăind în cursul normal al vieții, nu abătându-ne. Deci a, a vegea, deja când ne uităm, avem la finalul capitolului 24 din Matei, după ce Domnul vorbește despre vremurile din urmă, se începe la finalul capitolului 24 și apoi tot capitolul 25, avem în total 5 pilde ale împărăției care toate au de a face cu venirea Domnului și toate rolul lor este să ne spună cum să ne pregătim pentru venirea Domnului. Și uh, se începe cu uh, acel rob care îl bate pe, uh, cel, pe aproapele său pentru că stăpânul zi să vină și să apucă și bea în loc să lucreze. Uh, se continuă apoi cu pilda celor 10 fecioare, uh, avem apoi cu talentul, avem apoi cu uh, uh, caprele și oile și mai. Da. da. Deci avem toate aceste pilde și toate, dacă te uiți cu atenție, toate ne vorbesc despre o normalitate și un activism normal, o activitate mai bine spus decât activism, o activitate normală a ființelor umane. Dom'le, nu trebuie să te apuci să fii leneș, să nu mai lucrezi și să bei, că trebuie să, lu să lucrezi așteptându-l. Nu trebuie să dormi așteptându-l pe mesia, trebuie să te asiguri că ai ulei în candelă. Iar ce înseamnă această asigurare că ai ulei? O activitate, o, să faci ceea ce făceai de obicei, nu? Nu trebuie să-ți îngropi talentul, trebuie să îl pui în negoți. Doamne zice, ce am făcut noi? Ce am făcut noi deosebit de ne spui să stăm la dreapta ta cu moile? Păi ce, domnul, păi mi-a fost sete, mi-ați dat să beau, mi-a fost foame, mi-ați dat o pâine, am fost în închisoare, m-ați vizitat, am fost gol, m-ați îmbrăcat. Și dacă stai să te uiți, ce sunt toate acestea? Sunt lucruri foarte naturale foarte normale. Astea erau nevoile de atunci ale copiilor lui Dumnezeu și fraților în Domnul îi ajutau pe cei flămâni, săraci, în închisoare și așa mai departe. Și Domnul zice, asta a făcut. Aha. Și atunci dacă citim și ne uităm la toate aceste aspecte, ce înțelegem de aici, Cătălin? Înțelegem că pregătirea despre care Isus vorbește în, pentru venirea Domnului, foarte practică, este trăirea plenară, activă, fiecare ești inginer, ești mecanic, ești pastor, ești casnică, ce ești tu, nu contează. Creșteți ți copiii, du la grădiniță, du la școală, mergi la biserică, bucură-te de Crăciun, dă drumul la colinde, trăiește-ți viața cu bucurie pentru Domnul, pentru gloria lui Dumnezeu și făcând asta, trăind în integritate, mărturisind Evanghelia și trăind pentru gloria lui Dumnezeu, venirea Domnului Iisus Hristos ne va găsi pregătiți. Nu ne va găsi pregătiți dacă eu spun că tălne, fii atent, ne apropiem de venirea Domnului, auzi, hai cam eu o, o cabană din asta mai veche undeva la munte, ne vindem tot, mai cheamă, știu, pe prieteni tăi mai pocăiți, așa, și ne, ne mutăm acolo, scoatem televizorul din priză, aruncăm telefoanele, calculatoarele, ne luăm niște cărți de rugăciuni, Biblia, Stingem, stăm la lumânare și acolo stăm până vine. Deci, dacă facem așa, aș îndrăzni să spun că mai degrabă nu ne pregătim decât ne pregătim pentru venirea Domnului. De asta, toți specialiștii care vin și le recomandă măsuri, de la nivel din asta, alimentar, economic, să exact. faci provizii de făină, de ulei, de nu știu ce, de nu se mai găsesc prin supermarket, deci pe planul ăsta. până la sfaturi spirituale, știu eu, cum să, să te pregătești să nu vezi acum posti cu, cu post și, 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 da, că... și să vezi un anticrist în toate, de la, începând de la vaccin până la toate lucrurile. Deci aceaste, aceste abordări cred mai degrabă că fac un defavor creștinilor, pe când dacă urmărim frumos ce, a, ce au făcut creștinii în toată istoria, și cei care au crezut că în vremea lor va veni Domnul, ce era normal să faci și ce comportamente greșite a corectat Pavel, vom vedea că toți au rămas creștini, pe cum Daniel, în exil, nu s-a spurcat, au rămas integri, dar au fost activi, au lucrat, s-au bucurat, au avut funcții, s-au căsătorit, uh, au fost persecutați, au rămas lângă Domnul și uh, viața lor a găsit întotdeauna deci, lângă, lângă Dumnezeu, indiferent de prețul pe care a trebuit să-l plătească. Noi nu știm ce va veni. Poate că vom avea de suferit, mai mult sau mai puțin. Pregătirea asta înseamnă să fii un om echilibrat, excentric, nu sunt pregătiți niciodată. Cei care merg la extreme nu sunt pregătiți. Fie că este extrema lenei și a ignorării, fie că este extrema spiritualismului ieftin. Acest spiritualism de fațadă fariseii care se laudă în public și pe rețelele de socializare cu spiritualitatea cum se lăuda fariseu, că eu nu sunt ca ceilalți ăștia care eu mă păzesc de, de toate relele. Dacă te păzești, nu trebuie să te lauzi Trebuie să, să, fie între tine și Dumnezeu. Deci, cumpătarea, echilibrul, bunul simț teologic, toate acestea sunt foarte importante. Lavă Domnului! Păi să l uite că a trecut timpul așa de repede, cu siguranță am mai fi avut de discutat. Nu vreau să încheiem emisiunea aceasta până nu Uh, arăt din nou la cameră uh, cartea ta, a, cea de-a doua carte din seria comentarii biblice aplicative, Cartea Apocalipsa, carte pe care împreună cu tine și cu câțiva invitați o vom lansa aici în studiul nostru, în data de 17 decembrie. Așa că stimați prieteni, cred că deja se poate comanda. Da. Se, se poate, se facem. vă spun cel mai simplu, dați un search pe Google, veți găsi atât de multe linkuri, site-uri. Da. inclusiv la editura Rizoprint. Da, și pe site-ul Kerigma. Inclusiv pe Kerigma veți găsi, alte, da. veți găsi, atât cartea primul volum, cartea Daniel, cât și cel de al doilea volum, despre care vom discuta la vremea potrivită. Vreau să i mulțumesc în mod deosebit invitatul nostru, Costel, îți mulțumesc personal pentru aportul pe care îl aduci, atât la realizarea acestei emisiuni, și mai ales la uh, uh, pregătirea pe care, pentru că ceea ce faci prin scrierea acestor cărți și prin explicarea într-un limbaj atât de, uh, să spunem, popular, curent, uh, la nivelul oricărui uh, om, uh, faci un serviciu uh, răspândirii Evangheliei și, bineînțeles, împreună mai facem încă un pas spre ceea ce. Am discutat asta și anume ziua sfârșitului, întâlnirea cu Domnul în slavă și, bineînțeles, cu ajutorul lui participanță la anunta mirului. Domnul să te binecuvânteze, să dea succes acolo la școală, în primul rând, și, de asemenea, în lujirea pastorală și, foarte important, în familie. E foarte important să ținem cont și de lucrul acesta și de aspectul acesta. Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc mult, Cătălin, de asemenea, Domnul să te binecuvânteze și pe tine în toată activitatea alături de cei dragi și în această frumoasă lucrare pe care o faci spre slava Domnului. Amin, Domnul să fie lăudat. Stimați prieteni, vă salutăm și pe dumneavoastră încă o dată. Vă mulțumim că ne-ați primit în clasele dumneavoastră și în această seară. Noi de aici vă salutăm, vă binecuvântăm și vă spunem la revedere!